Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Amin. Cu Iisus în școala rugăciunii, studiul nostru biblic, care subliniază elemente și principii fundamentale care trebuie să le practicăm, să le aplicăm în viața noastră de rugăciune. Și chiar dacă parcurgem câțiva psalmi din cartea de rugăciune a Sfintelor Scripturi, așa am numit Cartea Psalmilor ca o carte de rugăciuni, pentru că sunt 150 de rugăciuni care acoperă paleta complexă de probleme cu care ne confruntăm în viață. Cu toate că ne uităm în Cartea Psalmilor, găsim legăturile și, și aplicabilitatea, valoarea, în viața Domnului Isus Hristos. De aceea am numit seria aceasta de lecțiuni cu Isus în școala rugăciunii. În această seară vom poposi la psalmul 11. Joia trecut am avut psalmul 10, am spus că vor fi patru lecțiuni, așa că puteți anticipați cu ușurință că următorii psalmi vor fi 12 și 13. Deci aceștia sunt cei patru psalmi la care ne vom uita. Psalmul 10, adică rugăciunea atunci când cel rău, rău se pare că prosperă. Psalmul 11 și în următoarele două joi, dacă va fi cu voia Domnului, încă psalmul 12 și apoi psalmul 13. În această seară ne uităm la psalmul 11 și titlul acestei lecții, se numește Cum să ne rugăm atunci când ne cuprinde deznădejdea, când ne cuprinde descurajarea, atunci când suntem pe punctul să renunțăm la rugăciune. Sau, într-o formulă mai concisă, mai comprimată, rugăciunea în timpul deznădejdii, în timpul descurajării. Psalmul 11 la Domnul găsesc scăpare, cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Amin. Amin. Acesta este psalmul 11, un lui David. Și în acest psalm ne uităm la ceea ce putem învăța în legătură cu descurajarea, cu desnădejdea. Ce descoperă acest psalm este că cineva vine la David, poate prietenii lui apropiați, spune versetul 1, și îi șoptesc, îi spun, îi dau de veste, cu alte cuvinte parcă vor să-i facă un bine și spun lui David, David este mai bine să scapi, să fugi. Este mai bine să fugi la munți și este mai bine să pleci. David are o reacție promptă la uh, vestea lor sau la sfatul lor și zice, uh, cum să fug la munți? Cum puteți să-mi spuneți așa ceva? Sigur, eu mă încred în Domnul, spune el, la Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți fugi în munții voștri ca o pasăre? Și apoi psalmul ne arată că sunt cel puțin două motive pentru care lui David se spune să fugă, să se ascundă. Și aceste două motive sunt în versetul 2 și în versetul 3. Fugi în munți pentru că ești în pericol și că este mai bine să pleci. Așa spune versetul 2. Iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Fugi pentru că cel rău este pe urmele tale, ascunde-te, fugi în munți, ești în pericol. Se pare că aceștia erau prieteni ai lui, erau apropiați ai lui și așa înțelegeau ei, așa vedeau ei că E momentul când să fugi, e momentul când să te ascunzi, pentru că cel rău încordează arcul, cel rău își potrivește săgeata pe coardă și trage pe ascuns. Al doilea motiv pentru care ei spun că ar fi bine, David, ca să fugi, ar fi bine ca să pleci, este arătat în versetul 3, pentru că nu se mai poate face nimic, cu alte cuvinte când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Și asta este o abordare foarte dramatică și radicală. Cu alte cuvinte, este momentul acela când oamenii spun nu se mai poate face nimic. The game is over. You have to give up. This is it. End of story. Cu asta se termină. Adică tot mai e speranță dacă temelia rămâne în picioare și temelia e bună. Dar spun ei, atunci când se surpă temeliile, cel neprihănit nu mai poate să facă nimic. Deci, David, este mai bine pentru tine să pleci. Este mai bine pentru tine să te ascunzi. Este o afirmație fundamentală aceasta legată de temelii. Când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel Neprihănit. Știți, Israel era la prima încercare de monarhie. Adică și-au dorit și ei să aibă un împărat. Samuel a fost tare amărât și a zis: Israel vrea să fie ca neamurile. Dumnezeu a spus: Samuel, I can see your feeling, I can share your feelings. De fapt, mai profund și mai adânc, Dumnezeu i-a spus lui Samuel: Nu pe tine te resping, nu pe tine te dau la o parte când cer un împărat, ci pe mine. Pentru că acestui popor am vrut să-i fiu Tată, am vrut să-i fiu Creator, am vrut să-i fiu împărat, am vrut să-i fiu Totul și acum ei cer un om. Și pe mine mă dau la o parte, nu pe tine, Samuel. Și au fost cu șansa aceasta de a avea un împărat. Sigur, primul împărat care este? Saul. Așa este. Saul. Această încercare de monarhie, această încercare de a avea un împărat, eșuează. Așa e? Saul cade la testul a ceea ce trebuie să fie un împărat credincios. Și mai mult decât atâta, în contextul vieții lui David, Saul devine inamicul numărul unu al lui David. Vă să aminte? Cu siguranță că vă să aminte. David este uns ca împărat după alunecarea lui Saul, după ce Domnul rupe mantia lui și spune împărăția va fi dată altuia. Samuel e trimis la Betleem și unge un prunc de 15 ani, dar pruncul acesta urmează să fie testat alți 15 ani și nimeni altul nu este inamicul lui și persoana care îl amenință cel mai tare decât împăratul Saul. Împăratul Saul pe care pruncul acesta cu părul bălai l-a folosit Dumnezeu să izbăvească Israelul din mâna lui Goliat, așa e? Împăratul care dă pe fica lui ca soție, pe Mical, deci cu alte cuvinte David este chiar ginerele împăratului și inamicul lui David și socrul lui David și împăratul lui Israel. Și 15 ani. Nu 15 zile, nu 15 luni, 15 ani. David, cu ungerea lui Dumnezeu peste el, este ca un fugar. Se ascunde în peșteri. Mereu pe fugă, mereu urmărit, mereu amenințat. În contextul acesta, prietenii lui vin și spun, David, e mai bine să fugi, e mai bine să pleci. să surpă temeliile și nu se mai poate face nimic. Nu mai este nicio șansă. Îi spune prietenului său, Ionatan, zice, tatăl tău și-a pus de gând să mă piardă. Ionatan zice, nici de cum, prietenii, nici de cum, David, tatăl meu doar nu face nimic fără să-mi spună mie, mi-ar fi spus. Ionatan se duce și vorbește cu tatăl său, cu, vorbește cu Saul și zice, tată, ce ți-ai pus de gând cu David, ce vrei să-i faci? Îmi dau seama că vrei să-i faci rău și îl înduplecă și îl convinge și până la urmă, sau zice, să vină de acolo de unde e ascuns, să vină de acolo de unde stă, să vină că n-am să-i fac nimic. Uite, ți promit că nu-i fac nimic, nu mă ating de el. Tată, lasă-l. ți aduce aminte câte izbăviri ne-a dat Dumnezeu prin tânărul ăsta. Lasă-l, tată, ce ai cu el? Și Saul are un moment de lumină, un moment de bunătate și zice să vină, să vină că nu-i fac nimic. Și spune 1 Samuel, capitolul 19, că Sigur, David, ca și cântăreț, ca și poet, luase arfa și cânta. Și peste Saul vine întunericul, vine momentul acela foarte urât, foarte întunecat, vine Duhul cel rău. Și ce face socrul? Ia sulița și o aruncă direct asupra lui. De aceea, Iată cât de bine spune versetul. Iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și dacă nu s-ar fi ascuns, dacă n-ar fi făcut o mișcare, în momentul acela, sulița împăratului Saul l-ar fi ajuns. David a fugit, a fugit acasă, I-a zis lui Mica, zice, taică tău vrea să mă piardă, n-am nicio șansă. Adică, dacă chiar temeliile, dacă chiar taică tău, dacă chiar împăratul, nu se mai poate face nimic. Observați? Și David își cheamă garda și spune, veniți, dați peste el noaptea și îl prindeți și îl omorâți. Pune la cale um, un, un, un asasinat. Mical, fata lui Saul, află și îi spune lui Saul, în noaptea asta trebuie să fugi. Îi, îi spune lui David, în noaptea asta trebuie să fugi. Dar el zice, dar cum să fug? Totul e totu păzit aici, garda deja e aici. Zice, eu am să-ți dau drumul pe fereastră, te ajut eu să fugi. Și câștigăm timp. Și toată scena aceea cu David bolnav și. O să citiți acolo să vedeți. Deci, 15 ani, acest om care scrie Psalmul 11 este sub această amenințare. Fugi pentru că cel rău și-a pus de gând să te piardă, fugi pentru că temeliile se surpă. Știți că America a fost țara care s-a întemeiat pe temelii iudeo-creștine adică pe principii de credință iudeo-creștine. Când spunem iudeo ne referim la Vechiul Testament, când spunem creștine ne referim la Noul Testament. Și când spunem iudeo-creștine ne referim la toată Biblia. Cele 10 porunci, credința în Dumnezeu, americanii au zis la ce se uită omul în fiecare zi? La ce se uită aici în America? La bani, așa Well, Când o să ia banul în mână și o să se uite la el, să vadă acolo ce v scris. In God, we trust. Ne încredem în Dumnezeu, nu în bani. Cineva a spus că este misspelled, că este, este scris greșit, că trebuia să scrie în gold, we trust. Ne încredem în aur, ne încredem în lucruri, ne încredem în oameni, cum spunea fratele Arpi. Totuși, este foarte cert că țara aceasta, acum câteva sute de ani, s-a întemeiat pe o temelie biblică, pe o temelie creștină, pe o temelie care să-l recunoască pe Dumnezeu. De aceea, visul emigrantului a fost, mai ales acelui care era persecutat sau suferea într-o țară ateie, cum era România, cândva, să fugă în America, să fugă în țara liberă, să fie, să fie liber să-și exprime credința. O, astăzi nu mai este chiar așa. Astăzi, în America, se surpă temeliile. Sigur că există abordări diferite. Ați constatat, ați văzut. Sunt unii care vin și spun: trebuie să plecați, românii trebuie să plece înapoi în România, trebuie să fugiți. Vor fi trei valuri de fugă. Primul val va fugi cu toate binecuvântările. Al doilea val va fugi uh, cu ce mai apucă. Al treilea va fugi cu mâinile goale. Va, vor, vor trebui să fugă și se creează o. O, o psihoză, se creează o, o, o frică, se creează o stare din aceasta de, de, de panică. Fugi la munți! Fugi pentru că cel rău și încoardă arcul, fugi pentru că temelile se clatină. Fugi! Și David vine și zice, cum să fug? Eu mă încred în Dumnezeu. Mi-am pus în Dumnezeu toată încrederea mea. El este scăparea mea. Cum să fug? Cum îmi spuneți voi să fug? Știți că... Și Domnul Iisus spune în Matei 10 cu 23, când vă vor persecuta într-o cetate, să fugiți în alta. Asta vă așteaptă și pe voi. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor și veți fi persecutați, veți fi, veți fi dați în, 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 în judecată, veți fi în soboruri, veți fi urmăriți. Și când sunteți persecutați într-o cetate, fugiți în cealaltă. Chiar un text care ne este mai puțin cunoscut, dar cu siguranță îl veți găsi, este în Ioan 8, cu 59, când se spune că iudeii, el era în templu la Ierusalim și iudeii, de fapt Ioan 8 începe, foarte interesant, Ioan 8 începe cu tabloul în care Isus scapă o femeie de la moarte, o păcătoasă, este scena în care acei oameni cu, cu pietrele pregătite, gata să execute o porunca lui Dumnezeu, trebuie să arunce pietrele și să plece. Așa începe Ioan, capitolul 8, primul care este fără păcat să arunce și ei trebuie să lase piatra jos. Când se încheie capitolul însă, o să descoperiți că Iisus este în templu și evreii vor să-L scoată afară ca să-l omoare cu pietre. Deci de pietre tot n-au scăpat. De dorința de a omorâ pe cineva cu pietre tot n-au scăpat. Doar că textul spune în Evanghelia după Ioan că Iisus s-a ascuns de ei și a ieșit dintre ei. Nu era încă timpul, nu era încă momentul. Așa că este o întrebare foarte corectă, iubiții mei, pe care trebuie să o punem înaintea lui Dumnezeu. Dacă trebuie să mai stai sau dacă trebuie să să fugi, dacă trebuie să pleci. Dacă n-a venit încă ceasul, stai liniștit acolo unde spune Dumnezeu să stai. Poate zici, nu mai rezist cu șeful ăsta pe care l am. Este un șef pe care, pe care nu-l mai suport, că îmi dă atât de, de mari necazuri, mă chinuie, mă nedreptățește. Nu știu dacă să mai stau la compania asta, dacă să mai stau în școala asta, dacă să mai stau în mediul ăsta. Nu știu dacă să mai stau. Unii se gândesc serios dacă să se mai stea chiar într-o biserică, se mută în alta, apoi în alta, apoi în alta. Și există diferite contexte în care se poate aplica acest principiu. Mai stai sau nu mai stai? Și prietenii vin și spun, trebuie să pleci că ești în pericol, trebuie să pleci pentru că temeliile se clatină, trebuie să pleci. Și David spune, nu plec. Nu plec, nu fug pentru că eu mă încred în Dumnezeu. Și descoperim în Psalmul 11 patru modalități de a te ruga atunci când te cuprinde această descurajare, această deznădejde, acest te încolțește acest, acest simțământ să renunți, gata, e, nu se mai poate face nimic. S-a terminat, s-a încheiat. Eram la sora Ana marți seara la rugăciune. Dumnezeu este într-adevăr într-o stare foarte, foarte gravă și spun asta numai ca să vă, să vă încurajez să, să vă rugați pentru ea. Și fetele dumnezeu erau tare amărâte. Diana care venise din România cu soțul acum câteva zile, Florina care este aici și spuneau, nu vrem ca Dumnezeu să ne ia pe mama.” la 58 de ani ea încă mai are foarte mult de dat. Și este o femeie specială. Am venit duminică de la Mother's Day. Am avut such a good time la biserică, such a good time acasă și am prețuit-o pe mama și am spus ce mare binecuvântare este că avem o mamă ca ea. Și luni, pur și simplu, a venit o cădere atât de mare. A venit medicul urgent și a spus mai are câteva ore de trăit. Și am zis, fetelor ei, ne rugăm și sigur că credem în voia lui Dumnezeu și în planul suprem al lui Dumnezeu, dar ne rugăm pentru vindecare până în ultima clipă, până în ultimul moment. Nu renunțați la ideea de a cere de la Dumnezeu viața ei. Ca și fiice, ca și copii, asta faceți pentru părinții voștri. Sau asta face părintele pentru copilul lui. Asta face cineva pentru cel drag al lui. Spune, nu renunț, nu vreau să renunț. Sigur că până la urmă mă supun la planul lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu, care o fi să fie. Dar nu renunț. Trăiesc cu mentalitatea aceasta de a nu renunța. Nu sunt un om care fuge, nu sunt un om care, care renunță, nu sunt un om care, care ia la fugă, care se sperie și se ascunde. Iată patru. Lucruri care le învățăm. Patru modalități de a te ruga atunci când te încolțește descurajarea, deznădejdea și, și teama și toate astea. Primul, în versetul 1, confruntă frica, versetul 2 e manifestată frica, cel rău își încoardă arcul. Se pregătește să lovească. Sulița e îndreptată spre tine. Fugi. Confruntă frica. Confruntă frustrarea. Adică, versetul 3, se surpă temeliile, nu mai este nicio șansă. Confruntă și frica și frustrarea și, fă ca David, cum puteți să-mi spuneți fugi? Cum? Pentru că speranța mea, credința mea, scăparea mea, ajutorul meu este la Dumnezeu. Spune-i Domnului ce auzi, spune-i Domnului ce vezi, spune-i Domnului ce ți se întâmplă, spune-i Domnului prin ce treci, dar nu fugi nu te ascunde. Nu fi un om descurajat, nu fi un om prăbușit, nu fi un om fără speranță, spune Domnului. Credeți că Domnul Iisus Hristos n-a avut sulița îndreptată asupra Lui? Oba, da, a avut-o. A avut-o de la naștere. El tot și-a pus de gând să-L omoare. De cum a aflat că s-a născut? Sulița celui rău a fost îndreptată asupra Lui. La vremea aceea i s-a spus lui Iosif, fugi în Egipt. Apoi i s-a spus lui Iosif, vină înapoi. Deci există momente când Dumnezeu îți spune să te ascunzi, există momente când Dumnezeu îți spune, stai, rămâi. E foarte important să ascultăm de ce ne spune Dumnezeu. Dar în momentele acestea, în rugăciunea ta, spune Domnului ce se întâmplă, spune Domnului ce auzi, Până și un alt text, destul de necunoscut, în Luca 13, cu 31, o, vă, o să vă surprindă acest text. Fariseii, anumiți farisei, să știți că nu toți farisei au fost răi, nu toți farisei au fost stăpâniți de cel rău. Au fost printre ei și farisei care căutau pe Domnul, care erau chiar ucenici pe ascuns, cum era Nicodim sau cum era Iosif din Arimatea. Și Luca 13, cu 31, ne spune că fariseii au venit la Isus și au zis: pleacă de aici pentru că Irod vrea să te omoare. Îți vrem binele, vrem să-ți facem, să facem bine și vrem, vrem să-ți să aducem la cunoștință un, 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 un plan ascuns pe care Irod și l-a pus. Și ce zice Domnul Isus? Foarte interesant cum răspunde Domnul Isus. Și ce mergeți înapoi și spuneți vulpii aceleia că scot, draci și că să vârșesc minuni azi și mâine. Iar a treia zi, voi termina. Când îmi vine ceasul, când vine clipa, când vine ziua, când vine cei hotărât de Dumnezeu, atunci termin. Nu termin când ziceți voi, nu termin când spune Irod, nu termin când vor oamenii, termin când vrea Dumnezeu. Apoi un alt sat, interesant acest sfat, chiar de la un prieten și mai apropiat, Domnului Iisus. În cezarea lui Filip, acolo era garnizoana romană, era o, o, o fortăreață a romanilor foarte puternică și în apropierea acelor locuri și, și acestei întărituri a Imperiului, Domnul Iisus se oprește cu ucenicii și le pune acea fundamentală întrebare cine zic oamenii că sunt eu? Po ce își dau ei cu părerea despre una sau alta, ce zic oamenii, nu-i lasă, ci îi întreabă chiar mai direct și mai, mai adânc. Și, dar bine, acum ce spuneți voi? Cine ziceți voi? Și care este poziția voastră? Și atunci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine peste Marele pe Pescar, peste Simon Petru și spune, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mesia. Tu ești Cel care trebuia să vină. Și atunci Domnul Iisus spune uh, foarte interesant că revelația aceasta, descoperirea aceasta vine de la Tatăl, vine din Cer, vine de la Dumnezeu. Începe să le spună de suferință, de moarte, de cruce, de ce vor face cu el cei de la Ierusalim. Același Petru, Câteva versete mai târziu. Deci în același context, nu peste o zi, nu peste... Îl ia deoparte, zice, Doamne, dacă îmi permiți, că doar tocmai am mai spus că eu vorbesc inspirat, zice, vreau să spun ceva, ca un prieten, ca unul care ține la tine foarte mult și care, care se gândește serios, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple una ca atunci Domnul se uită la ea și zice, acum nu mai ești inspirat de Duhul Sfânt. Acum este altcineva în spatele tău care ți-a șoptit un lucru care nu-i de la Domnul. Și nu lui Simon, ci Duhului din spate îi spune Domnul înapoi, mea satanul. Vedeți? Prietenii buni, prieteni apropiați care vin și spun, fugi, retrage-te, ascunde-te. Se clatină temeliile, nu se mai poate face nimic. Dar, primul lucru, confruntă frica, confruntă frustrarea, confruntă toate acestea și spune, cum să plec? Eu mă cred în Dumnezeu. Al doilea, recunoaște mâna lui Dumnezeu în încercare. Al doilea principiu, recunoaște mâna lui Dumnezeu în încercare. Recunoaște-l că este. În controlul tuturor lucrurilor. Iată ce spune aici, versetul 4 și versetul 5: Domnul este în Templul lui Cel Sfânt, Domnul își are scaunul de Domnie în ceruri, ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor, Domnul încearcă pe cel neprihănit. Recunoaște mâna lui Dumnezeu în încercare. Recunoaște că este un test prin care treci. Dumnezeu te lasă la un test. Te îngăduie la un test. Ochii lui Dumnezeu privesc, ploapele lui cercetează pe fii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit. Asta spune David. Am înțeles. Tot ce se întâmplă, se întâmplă și este Dumnezeu în control. Mâna lui Dumnezeu este la lucru. Și aici avem o observație cu valoare de principiu, o observație foarte puternică. Și anume, când se clatină lucrurile, știți cine le clatină? Mâna lui Dumnezeu le clatină. Iată cum ne explică Noul Testament, autorul Epistolei către Evrei, capitolul 12, versetele 26-27. Și autorul Epistolei citează aici o profeție din Hagai, și vorbește despre clătinarea lucrurilor, despre cum a clătinat Dumnezeu muntele, despre cum a clătinat Dumnezeu toate lucrurile. Și spune Evrei 12, 26, 27, zice, cel care a clătinat atunci Pământul, acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată și nu numai Pământul, ci și Cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Adică, principiul este simplu. Mâna lui Dumnezeu clatină tot ce este de clătinat. Cum spunea fratele Arpi, să nu ne bizuim pe oameni. Și nu că uneori ne bizuim pe oameni, niciodată să nu ne bizuim pe oameni, să nu ne bizuim pe avere, să nu ne bizuim pe bani, să nu ne bizuim pe noi, să nu ne bizuim pe nimic, că toate acestea urmează să fie clătinate. Și cine le clatină, mâna lui Dumnezeu le clatină. Le clatină, le scutură. Tu zici că nu le scutură niciodată, dar uite că vine vremea când le scutură. Și spune aici Pavel în evrei, zice, știți de ce le clatină? ca să vedeți ce rămâne neclătinat. Ca să-L vedeți pe Dumnezeu, ca să-L vedeți pe Împăratul, ca să-L vedeți pe El care rămâne statornic și același. Să nu vă mai încredeți în nimic altceva. Adică tot ce este zidit pe nisip, urmează să fie clătinat. Urmează să fie scuturat. Sigur că asta ne sperie, dar poate că asta înseamnă un nou început. Când Dumnezeu scutură și demolează cei de demolat, spune, nu nimic. Acum te duci pe temelia adevărului, te duci pe temelia Hristos, te duci pe temelia Dumnezeu și lucrezi corect. Să vezi. Și și aia vine testat. Absolut orice vine testat. Orice vine scuturat de mâna lui Dumnezeu. Asta înțelege David. N-am să fug la munți pentru că dacă Dumnezeu clatină, îl platină Dumnezeu și, și muntele îl platină. Dacă mă, mă, mă încred în munte, îl clatină pe munte. Dacă mă încred în oameni, îi clatină pe oameni. Dacă mă încred în sănătate, și sănătatea mea platină. Dacă mă încred în bani, mâine rămân fără serviciu. Așa că am să mă încred numai în Dumnezeu. Și el platină toate lucrurile. Pentru că este parte din testul lui Dumnezeu. E un test, această clătinare, acest scutremur. nu așa că în familia lui Iov a venit acest scutremur fantastic. Dumnezeu a pus mâna și i-a clătinat tot. I-a clătinat familia, i-a clătinat pruncii, i-a clătinat averea, până la urmă i-a clătinat și sănătatea. Și durerea cea mai grea, care cred că a simțit-o Iov, n-a venit din partea prietenilor lui care îl acuzau și care îl condamnau. Sulița care i-a străpun inima a venit în Iov în capitolul 2, versetul 9, când soția lui s-a apropiat și i-a șoptit, Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Tu stai tare în neprihănirea ta. Tu stai neclintit. Pe ce te bazezi? Nu vezi că Dumnezeu a scuturat tot. Nu vezi nu vezi focurile din San Diego, nu vezi cutremurile din California, nu vezi nenorocirile din Sudan, nu vezi conflictul din Ucraina, nu vezi! Ba da! Văd că Dumnezeu clatină toate lucrurile și că absolut totul urmează să fie clătinat. De ce? Ca să rămână în picioare ceea ce nu se clatină și acela este Dumnezeu și biserica Lui și împărăția Lui și copiii Lui. cât a putut să fie de greu pentru el, când soția lui a venit și a zis nu vreau să te mai văd, nu? Când spui cuiva mori, înseamnă e, e imposibil să mă uit la tine, e imposibil să... E, mi, nu te pot nici ajuta și tu suferi și pentru tine moarte ar fi o izbăvire. E un test, spune David. Recunosc testul lui Dumnezeu. Primul lucru, confrunt frica, confrunt frustrarea, cu curaj, cu credință, apoi recunosc, recunosc testul, recunosc că Dumnezeu scutură, clatină. Petru spune 1 Petru, versetele, capitolul 1, versetul 7, ce încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare a încercării, a testării, lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. Totul, spune Sfântul Pavel în Corinteni, totul trece prin foc. De ce? Să se vadă dacă ați spus pe temelie aur, argint, pietre scumpe, să se vadă dacă ați spus fân, paie, trestie care arde. Totul se testează, absolut totul se testează. Momentul când vin și spun, „Ah, eu sunt ăsta, eu am făcut asta, eu am făcut aia altă, și vin poate chiar de la Anvon și mă, mă înfoi așa ca un cocoșel. Și Dumnezeu zice, nu e nimic, nu e nimic, că vine vremea să le scuturăm, iubitul meu copilaș, le scuturăm. Atunci aveți tu ce rămâne. Din tot ce ești, din tot ce ai făcut, din tot ce ai splăvit, din tot ce grozăvii ai făcut, Vine vremea. Și David știe bine. Zice: e un test, e o încercare. Dumnezeu cu mâna lui scutură. Nu e un străin, n-a pierdut Dumnezeu controlul lucrurilor, nu, e tot Dumnezeu în control. Așa că al treilea lucru care îl spune și care este foarte important și care apare în toate următoarele versete este că. Trebuie să recunoaștem și să afirmăm suveranitatea lui Dumnezeu peste toate lucrurile. Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri, ochii Domnului privesc și pleoapele Domnului cercetează pe fiul oamenilor, Domnul încearcă pe cel neprihănit. Domnul! Observați cuvântul cheie, este Domnul. Domnul, Domnul face. Domnul este în control. Este în templul lui, și are scaunul lui de domnie, ochii lui privesc, ploapele lui cercetează, Domnul încearcă pe cel neprienit, Domnul este drept, Domnul iubește dreptatea, Domnul! Adică afirmă suveranitatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, temelia celui neprihănit este Domnul. Asta e fundația lui. Asta e baza lui. Mergem înapoi în cezarea lui Filip, când Domnul Iisus întreabă pe ucenici cine ziceți voi că sunt. Acolo, în limba greacă, este un concept foarte. în textul în care e scrisă Evanghelia, e un concept foarte interesant care merită toată atenția și, și înțelegerea. Și anume, în originală spune așa, Tu ești Petros și pe această Petra. Petros înseamnă bolovan, un bolovan de pe stradă. Petra înseamnă stâncă, de neclintit, de nemișcat. Așa că atunci când spun catolicii sau alții sau nu știu cine, cei care spun că pe Petru stă biserica, e foarte fals, e foarte greșit. Biserica stă pe Hristos, stă pe Dumnezeu și mai ales stă pe revelația pe descoperirea aceasta. Că ți se descoperă prin Duhul Sfânt, Iisus Hristos, Domn și Împărat și Fiul lui Dumnezeu. Și această revelație stă ca o stâncă, nu stă pe tine ca om. Biserica nu stă pe un om. Omul e un Petros, e un bolovan, atât. Și un bolovan care trebuie cioprit, modelat, dăltuit, lucrat la el din greu. Da, acolo revelația și Stânca e Dumnezeu, e Hristos. E afirmarea acestei suveranități a lui Dumnezeu în toate lucrurile, peste toate lucrurile. <coughs> și al patrulea lucru, și cel mai frumos, este că în toate acestea, în toate amenințările acestea, în toate frământările acestea, în toate testările acestea, în toate confruntările acestea. În toate ispitirile acestea de a fugi, de a renunța, de a nu te mai ruga, de a nu mai crede, de a te ascunde, de a nu... A, to give up, cum se spune în limba engleză, să renunți. Cel credincios anticipează bucuria cu care se încheie toate lucrurile. Asta e frumos anticipează bucuria cu care se încheie toate lucrurile. Iată ce spune. Sigur că Domnul va judeca pe cei răi, versetul 6, peste cei răi plouă cărbuni, peste cei răi vine focul și pucioasa, vine un vânt dogoritor, iată paharul care, de care au ei parte. Dar finalitatea rugăciunii, încheierea rugăciunii și ultimul principiu fundamental pe care îl învață Domnul prin David, zice, Domnul este drept, iubește dreptatea. Cei neprihăniți privesc fața Lui. Anumite traduceri în limba engleză spun vor vedea fața Lui. Cei neprihăniți vor vedea fața Lui, vor privi fața Lui. Traducerea lui Cornilescu ne duce la un timp mai prezent și mai, mai aproape, mai puternic. Zice, cei neprihăniți privesc fața Lui. Asta e bucuria. Asta e fericirea lor. Asta e împlinirea lor. Asta e satisfacția lor, că privești fața Domnului. Cei neprihăniți privesc fața Domnului. Am să închei cu un exemplu pe care l-am găsit și mi se pare foarte frumos, foarte concludent pentru lecția noastră. În Anglia, secolului trecut, adică secolul XIX, trecut de, de acum ar fi 20, că suntem în 21, era un om pe nume William Montague Dyke. William Montague Dyke. Un tânăr și un copil care la 10 ani și-a pierdut vederea. A avut un accident și în urma accidentului a rămas orb. Era un băiat, însă foarte deștept, foarte capabil, și-a mers la școală, a terminat universitatea, și a terminat-o chiar cu distincții și cu, cu o notă maximă. S-a distins prin învățătură. Și acolo, în universitate, a cunoscut o fată și s-a îndrăgostit de fata aceea și chiar s-a logodit cu fata aceea. Fata era fica unui amiral de armată, amiral de flotă marină a Angliei. Și în speranța Că și-ar putea căpăta vederea, lui William mi s-a spus că s-ar putea face o operație, s-ar putea interveni și să fie operat la ochi și să vadă. Și cu puțin timp înainte de nuntă a avut loc operația. Și acest William Montague Dyke i-a spus doctorului, a zis, domnule doctor, dacă cumva operația reușește, am o singură dorință. Să nu-mi luați bandajul jos, până în ziua anunții. Că dacă cumva a reușit operația și pot să văd, prima persoană pe care vreau să o văd e mireasa mea, e iubita mea. Așa că l-a operat, i-a schimbat bandajul în ziua anunții, i-a pus unul curat, unul frumos, s-a dus la nuntă, catedrala era plină de Oaspeți de seamă, chiar din partea regelui, oameni foarte celebri, toți erau acolo. Lângă tata lui William, lângă Sir William Hart Dyke, era medicul care avea în buzunarul lui o farfecă, și după ce au rostit cuvintele de jurământ, de legământ în căsătorie, doctorul a scos din buzunar foarfeca, s-a apropiat de William și i-a tăiat bandajul. Toată asistența, toată audiența era cu sufletul la gură, era liniște maximă în catedrală. Toți așteptau să vadă ce se întâmplă, dacă au reușit sau dacă n-a reușit operația. Și în toată catedrala s-a auzit strigătul acestui tânăr, strigătul lui William, atunci când doctorul i-a tăiat bandajul de la ochi și a zis, a strigat, You are more beautiful than I ever imagined. Ești mai frumoasă decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Adică Dumnezeu într-o zi, zice Sfântul Pavel, ne va tăia bandajul. Vine o zi, acum vedem întunecat, acum vedem canceață, acum vedem în parte. Dar într-o zi Dumnezeu vine și ne taie bandajul, ne ia bandajul de pe ochi. Spune în 1 Corinteni 13 cu 12. Într-o zi Domnul ne va lua bandajul de pe ochi, atunci vom vedea față în față, atunci vom cunoaște de plin. Până atunci, însă, ce învățăm este să nu renunțăm, să nu ne descurajăm, să nu cedăm. Așa că vom spune, Domnule, acum la încheiere, în rugăciune, Doamne, ajută-ne să confruntăm frica, să confruntăm frustrarea în toate necazurile, în toate problemele și să spunem, eu mă încred în Domnul. Mă încred în Dumnezeu, indiferent care este finalul, indiferent care este rezultatul, scăparea mea este la Domnul. Ajută-mă, Doamne, să recunosc mâna Ta în toate încercările vieții. Indiferent ce clatini, indiferent ce cutremuri, indiferent ce se scutură, indiferent ce se surpă în aceste castele de nisip care le-am făcut noi într-o viață de om. Doamne, mâna Ta ține totul. Mâna Ta scutură totul. E un test, e un examen la care mă pui, mă lași. Ajută-mă Doamne în al treilea rând să proclam suveranitatea ta, domnia ta peste toate lucrurile, să te recunosc pe tine ca Domn în toate lucrurile, să te înalți pe tine ca Domn în toate lucrurile. Și apoi să trăiesc mereu cu această anticipare a bucuriei și a încheierii tuturor lucrurilor și care nu este alta decât să văd fața ta. Vreau să văd fața ta asta e tot. Era în secolul IV un episcop în nordul Africii, în Hippo, Augustin, un om care a avut un impact puternic asupra bisericii și a istoriei și în confesiunile lui a lăsat o carte foarte frumoasă numită Mărturisiri sau Confesiones, Confesiuni. Augustin spune așa, odată Dumnezeu mi-a vorbit, mi s-a descoperit și a zis, Augustin, vreau să spun ceva, a zis, am să-ți o singură dorință. Îți dau ce vrei tu. Îți dau viața veșnică, îți dau tinerețe veșnică, îți dau șansa să fii în ceruri cu Sfinții lui Dumnezeu, îți dau ce vrei tu. Un singur lucru, un singur lucru să nu ceri. Nu poți să vezi fața mea. O să fii în cer, o să fii cu sfinții, o să fii cu cei din Vechiul Testament, o să fii cu cei din Noul Testament, o să fii tânăr mereu, o să fii în împărăția mea, dar nu o să-mi vezi fața. Și Augustin a spus: Nici n-am stat pe gânduri. A zis: Dacă nu pot să-ți văd fața, o veșnicie, nu-mi trebuie nimic. Eu nu vreau să fiu în cer de dragul Sfinților sau de dragul veșniciei sau de dragul tinereții veșnice sau de dragul de a nu mai fi bolnav sau de dragul de a nu te dura nimic. Vreau să fiu acolo, să văd fața ta, să te privesc față în față. Să știu pe cine l-am iubit, pe cine l-am urmat, pe cine l-am ascultat, pe cine l-am căutat toată viața mea. Vreau să te privesc față în față. Și așa încheie David rugăciunea. Cei neprihăniți văd fața Ta. Aprinde-ne, Doamne, inima de acest dor, de această pasiune, de această căutare, de această, de această foame și sete după Dumnezeu. Nu ne lăsa să ne mulțumim cu altceva decât cu bucuria de a vedea fața Ta decât cu bucuria de a fi în prezența Ta, decât cu bucuria de a ști că suntem la adăpostul Tău, dar mai mult de atâta, suntem atât de aproape încât putem să-ți vedem fața și Tu să ne, să ne privești și noi să te privim. Chiar dacă acum vedem neclar, știm că vine o zi când ne tai bandajul și vom vedea față în față. Ne ridicăm la rugăciune.